De când APASERV are un nou director, au fost reluate în forță și debranșările răuplatnicilor. Astfel, după debranșarea unei întregi scări a blocului ANL, mâine va urma debranșarea de la rețeaua de apă potabilă a întregului bloc de locuințe sociale din cartierul Colonie. În ambele cazuri, motivul este unul și același: cei domiciliați în respectivele imobile nu și-au mai plătit de o bună bucată de vreme facturile. În cazul scării numărul 1 a blocului 15A din cartierul Aeroport, blocul ANL, totalul datoriei restante a locatarilor la data de branșării, și anume joi 28 iunie, a fost de peste 8 milioane de lei vechi. Aceștia au fost notificați pentru sumele restante, având ca dată stabilită pentru achitarea datoriei 26 iunie 2012. Până la data stabilită, abonații nu s-au prezentat pentru achitarea datoriilor și, în consecință, joi 28 iunie, angajații APASERV s-au prezentat la această scară de bloc în vederea debranșării sistării de la furnizarea apei potabile. Până a doua zi, până vineri 29 iunie, toți locatarii acelui bloc s-au prezentat la SC APASERV pentru a-și plăti o parte din datorii sau a-și încheia angajamente de plată, astfel încât vineri la prânz, la 12:30, această scară de bloc a fost rebranșată, a fost introdusă în furnizarea apei potabile. Debranșarea, o măsură extremă, este aplicată în această perioadă și în cazul altor imobile sau locuințe din întreaga Valea Jiului.